Bine ați venit, dragi persoane în Zodia Fecioară, la etalarea săptămânii 4-10 iulie. Vă invit să vă alăturați, vă invit să vă puneți o dorință. Eu doresc de asemenea să aprind o lumânare pentru sănătatea dumneavoastră și pentru ca această dorință să vi se împlinească. Ideea este să aveți o energie de recunoștință pentru tot ceea ce vi se întâmplă bun și care a făcut ca viața voastră să fie frumoasă. Da? Să vă gândiți la toate aspectele pozitive din viața dumneavoastră. Dragi fecioare, am mai multe pachete de cărți. Din primul pachet voi extrage energia pe cele patru planuri, vom avea patru rânduri. Primul rând de 5 cărți va povesti despre ce se întâmplă pe plan personal relațional, al doilea rând se referă la profesie, al treilea rând la partea aceasta de finanțe, iar al patrulea rând va fi reprezentat de planul sufletesc și al sănătății. Dacă sunteți gata, etalarea începe la acest moment. Și iată, dragii mei, pe planul personal relațional, văd armonie cu persoane din care sunt blond șatene, cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Sunt energiile unor persoane mai mature. Totodată văd preocuparea voastră pentru o anumită instituție, o anumită firmă sau este o persoană cu ochii verzi sau albaștri care are o anumită firmă, da? Și cu care sunteți în armonie. Văd de asemenea persoane cu ochii verzi sau albaștri sau instituții de stat. Aici văd suflete pereche, dragi fecioare, pentru că am și dama și popa din același semn. Asta ce înseamnă? Că persoanele cu ochii verzi sau albaștri vor avea o săptămână foarte frumoasă. Poate cunoașteți astfel de persoane sau deja sunteți în relații cu acestea, le cunoașteți. Foarte frumos. Și nu trebuie să faceți neapărat cunoștință, dar totodată poate chiar faceți cunoștință cu aceste persoane noi. A patra carte vorbește de persoanele brunete, care pot avea ochii negri sau căprui. Da, deci văd energii masculine cu trei popi, o săptămână importantă. Poate să fie și multă socializare, pot fi evenimente, pot fi pentru voi, dragi fecioare, nu știu, o primărie, poate vă căsătoriți, da, pentru că am dama aceasta cu persoana care vă este suflet pereche. Și văd că lăsați în urmă o supărare, pentru că totodată, fiind și singura carte, să aveți grijă să nu vă certați cu niște prieteni, să aveți grijă să nu vă certați cu un suflet pereche, da? Văd așa o oarecare umbră de tristețe spre sfârșit de săptămână. Hai să vedem pe planul profesional. Pe plan profesional văd aici colaborări cu persoane din care sunt șatene cu ochii căprui. Pot fi persoane mai plinuțe sau mai scunduțe. Hai să vedem. Totodată, profesional, aveți colaborări cu persoane cu ochii verzi sau albaștri sau cu firme micuțe, firme noi și foarte vioaie. Poate se gândește la dumneavoastră cineva cu ochii verzi sau albaștri și văd o veste bună legată de serviciu. Poate să fie de la angajator, de la colaboratori. Veștile acestea bune, tot așa, pot fi de la persoane blonșatene cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Da, vă gândesc astfel de persoane să vă dea vești, să vorbească cu voi. Da, văd multe drumuri. Va fi o săptămână agitată la serviciu, dragi fecioare. Veți avea comenzi, veți avea, cum să spun, o atmosferă plină de muncă. Să vedem pe planul financiar ce spun cărțile. Posibil o persoană matură, șatenă cu ochii căprui, să vă ofere niște bani, da, să vină bani de la aceasta. Poate fi mai plinuță sau mai scunduță și mai matură, poate fi de la drum, poate să fie o persoană iubită, pentru că iubirea joacă un rol important pe planul financiar.
Fie dumneavoastră oferiți un cadou persoanei dragi, poate plecați chiar într-o vacanță, sau primiți multă dragoste, dar și cadouri din partea persoanei dragi sau a unui angajator care vă apreciază și văd o bucurie mică, dar poate că v-ați așteptat la aceasta. Văd pasiune pentru o pasiune care va duce finanțe în această săptămână și vorbe bune, împăcări, armonizări ale planului material pentru voi. Totodată, foarte curând se va lua o decizie care vă va bucura din perspectiva banilor. Hai să vedem și planul sănătății și cel sufletesc. Văd că este ceva în destinul vostru. Simțiți că se întâmplă anumite coincidențe care țin, nu știu, de planul sufletesc sau cel de sănătate. Este o persoană blonșatenă, cu ochii căprui sau deschiși la culoare, care apare în destinul vostru. Fie că acum faceți cunoștință cu ea și vă umple sufletul de bucurie, da, că întotdeauna relațiile la început sunt cele mai plăcute, apoi văd că vă gândește cineva cu bucurie, o persoană brunetă sau care are ochii căprui ori negri, da, poate să fie și o energie tânără a unui copil care va aduce această bucurie. Totodată văd și înțelegere, armonizare, bucuria în casă, în familie, în cuplu, poate că aflați că sunteți însărcinate, dragi doamne, sau chiar aveți un copil și vă preocupă starea lui de bine. Poate aveți doi copii, dragii mei, sau este energie tinerească, o gândul unei persoane, unui prieten drag, căprui cu ochii, căprui cu părul șaten, da, mai plinuți sau mai scunduți. Și un dar care vă umple inima. Vești bune pe planul sănătății, bucurie în casă, vindecări, dragi fecioare. Deci, văd aici numai în dragoste, să spun, în dragoste sau planul personal, dar parcă este o ușoară umbră. Și de fapt, ideea este că această carte a darului de bani, a cadoului, este de fapt surpriza. Dar este o surpriză care vine să alunge o supărare. Este un cadou, sunt niște bani, este ceva care vine, da? Este o surpriză pe planul relațional sau personal. Profesional, văd că vă ajută o persoană brunetă sau care are ochii negri, ori căprui. Da, poate să fie importantă pentru voi. De asemenea, văd o bucurie mare pe planul financiar, dragii mei, o bucurie foarte, foarte mare. Iar pe planul sănătății și al planului sufletesc, văd aici o vacanță sau mergeți peste weekend undeva, călătoriți undeva sau faceți un drum, da, care are cel puțin o noapte de cazare. Foarte frumos! Continuăm predispozițiile acestei săptămâni de 4-10 iulie, considerând cărțile care să ne spună despre zodiile pe care fecioara se poate baza sau zodiile pe care fecioara le poate cunoaște, sunt deja prieteni sau colaboratori foarte buni sau persoane noi. Gemenii, balanțele sau vărsătorii vă pot veni în suportul vostru sau voi îi ajutați. 26 poate fi o vârstă sau intervalul orar între 2 și 6. Apoi, văd aici scorpionul, care poate să fie important pentru fecioare. 22 ca oră, ora 10 sau putem să considerăm da, ora 2, ora 4. Sau vârsta de 22 de ani și leul, cât de frumos, da, leul cu numărul 13, da, numărul 13 poate să fie o vârstă dacă aveți un copil sau între ora 1 și 3 sau chiar la ora 1, la amiază, să se întâmple ceva frumos. Și să vedem cărțile de la Tarotul Iubirii. Ce mesaj au pentru voi, dragi fecioare? Care este cartea care să descrie atmosfera acestei săptămâni? Și văd o stabilitate armonioasă binefăcătoare. Poate vă găsiți liniștea în preajma unei ape sau unui semn de apă, rac, scorpion sau pești.
Această stabilitate vine, cred, și dintr-un echilibru interior. Da, poate chiar mergeți într-o vacanță pe malul unei ape sau la mare. Foarte frumoasă este această energie. Hai să vedem și ce spun aceste cărți. Ce afirmație rostită în oglindă poate să constituie o mantră, dar poate să fie importantă pentru creșterea și încrederii în voi și succes. Să spuneți în felul următor: accept toate părțile din mine. Da, dragii mei, sper în tot sufletul, da, să procedați în acest fel. De asemenea, să repetați: privesc în oglindă și spun, mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Foarte frumoasă mantra, dragi fecioare. Cum spuneam, înainte să ieșiți pe ușă, puteți să repetați aceste cuvinte care să aibă un impact pozitiv asupra voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru încredere și pentru faptul că v-ați abonat. Dacă n-ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați. Vă doresc o săptămână excelentă cu toate cele bune. Vă îmbrățișez și vă doresc să fiți ocrotiți și ocrotitori. Numai bine, să aveți grijă de voi. Pa, pa!